Primul weekend de vară a adus mii de turiști pe litoral. Oamenii au venit cu gândul la mare și plajă și mai puțin la alegerile locale. E perioada noastră de concediu. Acum și așa ne-am nimerit să fim în concediu acum. Nu că am vrut să nu votăm. Am fi vrut. Și dacă nu se poate, că am înțeles că nu se poate în altă localitate decât acolo de reședință, am preferat să facem plajă aici. De unde sunteți? Din București. Din București. Și de ce nu sunteți la vot? Când mi-am planificat concediul anul trecut, nu știam că se va vota în ziua de azi. Nu aveam în plan suprapunerea asta. În stațiunea Mamaia s-a desfășurat un târg de îmbrăcăminte și încălțăminte, astfel că producătorii și comercianții veniți din țară au sărit peste alegeri. Suntem din București, astăzi este ziua votării și din păcate nu putem să ajungem să votăm, pentru că ajungem acasă foarte târziu din cauza jobului. Brașov. Și cu votarea? Nu votăm. De ce, doamna? Serviciu. Nu vă pare rău? Păi îmi pare rău, da? Îmi pare rău, chiar îmi pare, că aș vrea să contribui și eu la ce înseamnă societatea noastră. Dar din păcate nu se poate. Anul acesta în stațiunea Mamaia nu au existat secții de votare speciale, așa cum s-a întâmplat la ultimul referendum, de exemplu.